Un bărbat care a descoperit că cel mai bun prieten i-a violat fica de șase ani a decis să se răzbune, omorându-l și îngropându-l la marginea unei păduri, într-o groapă pe care chiar victima a săpat-o. Un tată devastată de durere l-ar fi forțat pe pedofilul care i-ar fi abuzat fetița în vârstă de doar șase ani să-și sape singur mormântul înainte de a-l înjunghia. Bărbatul ar fi descoperit imaginile înfiorătoare chiar pe telefonul prietenului său. Sfârșiați de durere, părinții au descoperit în urma unei scurte investigații că individul mai abuzase două copile de 5 și 8 ani în regiunea rusească Samara. Tatăl și-a obligat victima să-și sape propria groapă. Acesta, în vârstă de 34 de ani, a recunoscut la poliție că a avut loc o luptă între el și cel care i-a abuzat fica, dar le-a spus agenților că victima ar fi căzut singură peste lama cuțitului și astfel ar fi murit. A fost judecat inițial pentru omor, dar surse apropiate cazului spun că acuzația de crimă a fost anulată printr-o decizie importantă a judecătorilor. Tatăl fetei va fi acum urmărit penal pentru că l-a împins pe agresor la sinucidere, ceea ce presupune o pedapsă mai mică decât cea pentru crimă. Localnicii din satul Vintai au lansat o petiție pentru a cere ca bărbatul să fie achitat și scutit de închisoare după ce a recunoscut uciderea. Documentul a ajuns la 2500 de semnături. Totodată ei au au strâns bani pentru a angaja acestuia un avocat.